zi superbă, chiar dacă lucrurile nu erau de așteptat, se prognoza ploaie, cu toate astea, la fel ca sufletul copiilor, a fost și vremea. Câteva picături de ploaie, atât, în rest o vreme superbă, o zi superbă, pentru că 1 iunie este o zi minunată, o zi pentru fiecare copil care este alături de noi, care este împreună cu noi. Palatul Copiilor din Cluj, împreună cu Teatrul PUC, au organizat aceste manifestări, coordonate și la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca. Manifestări la care, după cum ați văzut, au participat mii de copii. S-a întâmplat ca la cercul de pictură, de exemplu, să fie peste 600 de copii care au venit să deseneze. Au venit copii la șah, au venit copii la basket, au venit copii la o tenie întreagă de activități. În afară de aceste activități pe care le-am menționat, au fost spectacole pe scena amplasată în fața cazinoului, la care au participat atât dansuri moderne, cât și dansuri populare, cât și muzică ușoară, muzică populară, folclor și nu numai. Deci o varietate foarte mare, finalizându-se, după cum ați văzut, cu demonstrațiile de karate, care au fost aplaudate la scenă deschisă și care au impresionat pe toată lumea, fiind copii mici. Cu asta mai sunt câteva zile și școala se va termina. Palatul Copiilor se pregătește pentru o vacanță activă, astfel că sunt 16 serii de tabere care vor fi organizate la Băișoara și la Caps în zilele următoare. Și să nu uităm un lucru foarte important, pentru că totuși este vară, continuă mai precis cursurile de not până în 15 iulie, după care sigur și profesorii noștri vor intra într-o scurtă vacanță, pentru că la 1 septembrie vor porni din nou motoarele. E o nouă ediție în acest an după pandemie și sperăm că este un nou început, că toată lumea a fost mulțumită, dar ceea ce este important și vreau să cred că vă putem aștepta pe toți cu mare plăcere la ediția de anul următor, care va cuprinde și mai multe cercuri, și mai multe ateliere, și mai multe activități decât cele pe care le-am făcut în acest an, după cei 3 ani de pauză.